E timpul pentru o nouă seară de meci, dragilor. FCSB, Paul Iași pe stadionul Steaua. Aici urcam scările care urmau să mă ducă înspre templul fotbalului românesc și nu, nici nu m-am împiedicat acolo absolut deloc. Chiar lângă stadion este un teren sintetic, iar lângă acesta erau multe alte terenuri. Își fac apariția oaspeții în acest moment, care aveau un echipament destul de interesant, acela în verde deschis. Aici vă las un view cu această bijuterie de stadion. Suporterii începeau încet încet să meargă înspre locurile lor și, surpriză, au ieșit la încălzire roș-albaștri. Aici încercam să îmi țin iubita de mână, însă mi-am dat seama că ea nu există. Îmi plăcea tare mult tabela aia, mai că nu îmi venea să o iau acasă să mă joc FIFA pe ea. Și începe prezentarea jucătorilor. Marius Ștefănescu, Mihai Alexandru și așa mai departe. Băieții aduceau cerceaful acela pentru picnic. Lăsând gluma la o parte, ne pregătim de startul meciului. Jucătorii Stelei își salută acolo fanii. De asemenea, vedem acolo și câțiva fani veniți de la Iași. Voi vă dați seama câți kilometri au bătut oamenii aceștia pentru echipa lor. Și ce se întâmplă acolo? Iașul deschide scorul după un șut al lui Bordeanu deviat și își face apariția pe gazon Florin Tănase, care a revenit de la Arabi. Vedem aici o mare ocazie a celor de la Poli Iași. Auziți și reacția fanilor echipei gazdă, care aveau toate motivele să fie nemulțumiți. Aici băieții mei își dădeau cu spray-urile acelea magice cu care se dau toți fotbaliștii și iată că tabela cu scorul nu s-a mai modificat. Aici nu recunoștea nimeni, însă toți ne grăbeam către Hâțișa-Horma pentru că, na, chiorăitul mațelor noastre a devenit o galerie pe stadion, asta pentru că...